Robul se preocupă de îndatoririle lăsate de stăpân. El nu lucrează, el n-are afacerile lui, el n-are agenda lui, el n-are planurile lui și, na, de multe ori în rugăciunile noastre mai facem acel: Doamne, ar fi bine, sau te rog, uite, am o problemă, scapă-mă, sau ajută-mă, sau... Nu e lucru rău. Dar de multe ori venim cu agenda noastră înaintea lui Dumnezeu. Și îl punem pe Dumnezeu să se încoloneze în urma noastră și să, cumva, să ne și ajute. Pe când, atunci când tu te pocăiești, știi că agenda ta este dată la o parte și ai o singură agendă. Este agenda lui Dumnezeu. Este planul lui Dumnezeu. Este proiectul lui Dumnezeu. Este lucrarea lui Dumnezeu. Iar tu te subordonezi și te pui în această lucrare a lui Dumnezeu. Stăpân, robul se preocupă de îndatoririle lăsate de stăpân, de obligațiile, de poruncile lui. Care este robul credincios? Spune la Matei, capitolul 24, versetul 45 și 46. Care este, deci, robul credincios și înțelept, pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând? Făcând așa. Este un timp al venirii lui. Este un timp pe care noi nu-l cunoaștem, dar până vine el, eu trebuie să știu un lucru. Eu trebuie să lucrez în folosul stăpânului.